Mai zic nimic. Băi, du-te în cura mătii de polgă. Bine, v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Ce faceți, băi, maniură? Bine, sănătoși. Am jucat și așa fulgă și pierd în continuu, bă, frate. Direct eliminate the script. Pe lângă faptul că am dat și 90 de lei pe jocul ăsta, lăsăm fulgăsul ăsta pe deoparte și revenim la videoclip. Astăzi vom vorbi despre un nou subiect. Dar ce subiect? Wow. Intră și așa pe TikTok să văd ce doamne iartă-mă se mai află. După care intru în cață și pe TikTok și ce văd? O moldoveancă. Și ce face moldoveancă? Ei bine, spune că seamănă cu cineva. O cheamă Era. Oamenii spun că e un film. Pe chiar nu vezi? Nu e filtru. Păi de ce spune asta că nu e filtru? Pentru că fetele astea frumoase și sexy, asta de pe TikTok ajung ceva și asta vrea să facă ceva, o șmecherie. Și în alte videoclipuri a fost provocat de o grămadă să pună mâna pe față. Am pus mâna pe față. Eu am pus mâna pe față. Oh my. Videoclipurile ei vechi, se afla fața ei adevărată. Și vreau să știți de la bun început că eu n-am nimic cu această fată. Bă, am înțeles că pe YouTube-ul ăsta sunt o grămadă de ciudați, pe TikTok. Și înțeleg că ăștia moldovenii dau niște țepe, cum a dat și Ilies Vlos cu câteva chestii. Ăștia zic că vrea să-i dea report. Nu scăpați voi de mine așa ușor, că prea mult vă iubesc. E prea frumoasă fata. Nu vezi că face mișcările alea? Bă, te omoară? Cred că direct așa îți dă să mor eu dacă te mint. Și dacă ea crește prin chestia asta, s-o țină tot așa. Ăștia de pe TikTok cresc foarte mult în urmăritori, unii. Eu mai postez și eu 2-3 videoclipuri așa, dar foarte rar. Nu faceți și voi cum fac alți oameni. Vreau să fiți sănătoși. Asta a fost în glimele videoclip. Sper că v-a plăcut. O să ne auzim data viitoare cu un nou videoclip sau cu un nou like. Fiți forță și ne auzim data viitoare. Mai bine vă doresc.